Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi, împreună cu voi, vom analiza adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu număr finit de zecimale nenule. Așadar, vă propun mai întâi să pornim de la următorul exemplu. Să calculăm cât este 1,2 plus 5,7. Sunt convinsă că voi, ca și Ioana, veți gândi mai întâi transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare. Efectuăm adunarea, iar la final vom nota rezultatul sub formă zecimală, adică 1,2 plus 5,7 egal cu 12 supra 10 plus 57 supra 10. Efectuăm adunarea și obținem 69 supra 10, transformăm rezultatul în fracție zecimală și obținem 6,9. Aceasta este o primă variantă pentru a putea calcula suma dintre cele două fracții zecimale. Maria însă are o altă părere, și anume să așezăm cele două fracții unele sub altele, astfel încât partea întreagă să fie sub parte întreagă, virgulă sub virgulă și partea zecimală sub parte zecimală, astfel încât să avem zecimi sub zecimi, sutimi sub sutimi și așa mai departe. Apoi adunăm după regula de adunare a numerelor naturale, iar în final vom coborâ virgula la rezultat. Iată, 1,2 plus 5,7, le-am așezat astfel încât să respectăm regulile de mai sus. Efectuăm adunarea respectând regula de la adunarea numerelor naturale, cu condiția să coborâm virgula la rezultat. Și a obținut același rezultat pe care l-a obținut și Maria. Ioana și Maria au mers împreună la restaurant. Astfel, Ioana a comandat de pe meniu o ciorbă și o înghețată, în timp ce Maria a comandat o porție de pește cu cartofi și o porție de tort. În final, fiecare dintre ele a trebuit să-și calculeze cât au de achitat. Astfel, Ioana a trebuit să achite 16,4 plus 8,6, adică, în final, 25 de lei. Maria a trebuit să achite 22,4 plus 15,2 plus 16,5. În final, a trebuit să achite 44,1. În continuare, vă propun să analizăm și scăderea fracțiilor zecimale cu număr finit de zecimale nenule. Pentru aceasta, să pornim de la următorul exemplu. 17,21 minus 4,52. Ioana, ca și în cazul adunării fracțiilor zecimale cu număr finit de zecimale nenule, gândește aceeași posibilitate de calcul, adică transformăm fracțiile zecimale în fracții ordinare, efectuăm scăderea lor, iar în final scriem rezultatul sub formă zecimală. Astfel, 17,21 minus 4,52 este egal cu 1721 supra 100 minus 452 supra 100. Efectuăm scăderea numărătorilor, 1269, copiem numitorul supra 100. Transformăm fracția ordinară în fracție zecimală și obținem 12,69. Maria propune cea de a doua variantă de rezolvare, și anume să așezăm cele două fracții unele sub altele, astfel încât partea întreagă să fie sub parte întreagă, virgula sub virgulă, zecim sub zecim și așa mai departe. După care efectuăm scăderea respectând regulile de la scăderea numerelor naturale și în final coborând virgula la rezultat. Iată, 17,21 minus 4,52, am așezat unități sub unități, virgulă sub virgulă, zecim sub zecim, sutim sub sutim, efectuăm scăderea respectând regula de la scăderea numerelor naturale și coborăm virgula la rezultat. Obținem astfel 12,69. Observați așadar că atât prin metoda propusă de Ioana, cât și prin metoda propusă de Maria, rezultatul scăderii este același.
În continuare, vreau să vă propun următoarea aplicație. Ioana și Maria au plecat împreună la cofetărie. Ioana are 12,5 lei, iar Maria 15,25 lei. La cofetărie, Ioana și-a cumpărat o înghețată pe care a achitat 7,25 lei, iar Maria a cumpărat o prăjitură pentru care a achitat 5,3 lei. Vrem să vedem cu ce sumă a rămas fiecare dintre ele după ce au plecat de la cofetărie. Așadar, Ioana, pentru a vedea cu ce rest a rămas, va trebui să facă scăderea dintre suma pe care o avea inițial și suma pe care a achitat-o la cofetărie, adică 12,5 minus 7,25. Observați că, pentru a putea efectua scăderea, Ioana a trebuit să adauge la descăzut un 0, astfel încât să poată respecta regula de așezare a celor două fracții zecimale, adică unități sub unități, virgulă sub virgulă, zecimi sub zecimi, sutimi sub sutimi. După efectuarea scăderii, Ioana a văzut că în buzunar mai are un rest de 5,25 lei. Maria va trebui să calculeze diferența dintre 15,25, atât cât avea inițial, și din care a cumpărat prăjitura pe care a achitat 5,3 lei. Efectuând scăderea, a constatat că mai are în buzunar 9,95 lei. Și acum să vedem dacă am înțeles corect adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu număr finit de zecimale nenule. Pentru aceasta vă propun un joc care se numește Urmărește săgeata. Va trebui pentru fiecare valoare a lui X să urmăriți săgețile și să faceți calculul indicat deasupra săgeții. După scăderea cu 5,07, va trebui să fiți atenți dacă rezultatul obținut este mai mare sau mai mic decât 10, astfel încât să puteți parcurge ramura corespunzătoare. În final, vă puteți verifica urmărind rezolvarea celor două situații. Vă doresc mult succes! Bună ziua!